Salutare, dragi prieteni, eu sunt Mihai Ngureanu și bine v-am regăsit la rubrica Copil cu Stil. Astăzi vreau să vă prezint pe Milena, are 7 ani și am pregătit câteva întrebări. Cum ne va răspunde la ele, vedem chiar acum. Salutare, Milena, bine ai venit la salonul Glamour Girls. Cum îți pare aici? Îmi pare bine, îmi place acest salon. Ai 7 ani, tu mergi la școală deja? Nu merg la școală, merg la grădiniță. Oh, însă cum este la grădiniță? Este foarte bine, mie îmi place acolo, învăț multe lucruri care îmi plac și îmi place să merg la grădiniță. Ce faceți voi la grădiniță? Învățăm multe lucruri care sunt pentru școală, ne pregătim de școală și citim povești ca la școală să ne descurcăm. Ce culori îți plac? Roșu, albastru și roz. Ce ocupații mai ai? Îmi place să desenez, să citesc, să fiu activă la întrebările mamei și a tate, pentru că ei îmi dau mereu întrebări de logică și îmi place că am așa talent. Ce personaje din poveste îți plac? Scufița roșie, alba ca zăpada, cianușa reasa, frumoasa adormită, frumoasa și bestia. Dar creia să zăpezi? Îmi place. Cum ești tu acasă, în familie? Sunt bine, sunt în familie. Îmi place să mă joc cu frații mei și sunt fericită că sunt în familie. Ce faci ca să-ți înveselești părinții? Fac lucruri minunate și îmi place să le întreb și eu întrebări de logică. Ce anume? De exemplu, pot să le dau ghicitori. Poți să le spui și nouă una? Da. Este roșie la suprafață, iar înăuntru este cu băbușoare roșii. Mă ajuți? Chiar nu știu. Rodia. Ești pregătită să te facem frumoasă? Da, sunt foarte pregătită și sper că coafura se va primi foarte frumoasă. Atunci te invit în scaunul nostru magic din fața oglinzii.
pletitură în formă de floare, nu-i așa? Mi-am ales această cofură pentru că este primăvara și mă bucur că mi-am făcut așa cofură pentru că eu semnific că a venit primăvara. Cum ți se pare? Mi se pare foarte frumoasă. Ce poți să ne spui despre experiența de astăzi? Că mi-a plăcut că am lucrat cu fetele care lucrează aici, au lucrat și ele cu mine. Am avut o zi plină de emoții pozitive. Vreau să-i mulțumesc domnișoare că mi-a făcut așa cofură și s-a stăruit pentru mine. Vreau să-ți spun că ai fost o fetiță foarte bravă astăzi. Milena arată minunat acum, însă a mai rămas ceva. Mergem să-i alegem o ținută potrivită. La magazinul Unic, etajul 3. Aici am găsit brandul autohton Vestiti. Aici găsim multe hainuțe frumoase atât pentru băieți cât și pentru fete. Acum urmează să fac o tură prin magazin pentru a alege câteva ținute potrivite pentru Milena. Mă apuc de treabă! Cred că am făcut o alegere bună. Acum să vedem cum se vor aranja aceste ținute pe Milena. Am făcut o alegere bună? Toate ținutele pe care le-am măsurat ți-au plăcut? Da. Care ți-au plăcut cele mai mult?
Mi-au plăcut toate și după toate ținutele care le-am probat, toate mi-au luat ochii, așa că mi-au plăcut atât de mult încât vreau mereu să le port. Care este ținuta ta preferată de astăzi? Cea crem, pentru că ea se potrivește cu pantofii mei și am observat asta și mi-a plăcut atât de mult încât vreau să o cumpăr. Acea rochiță crem? Merg să ți-o aduc. Milena, vreau să știi că nu e nevoie să cumpere această rochiță, deoarece magazinul Vestiti ce dăruiește. Ce poți să ne spui? Că sunt foarte fericită și mulțumesc magazinului Vestiti pentru că mi-au oferit această rochie. Atunci s-o porți cu drag. Păi să-ți dau un pupic. Ok. Să știți, prieten, că mi-am găsit și eu o scurtă. E bleu, are glugă, este și de primăvară. Însă cel mai important este că i-am dăruit Milenei o zi minunată. Să nu uitați, dacă doriți să participați la această rubrică, nu ezitați să ne scrieți pe Facebook, la adresa de mai sus. Și să ne convingi că anume tu meriți să fii următoarea sau următorul participant. Aici se încheie rubrica Copil cu stil, însă nu și emisiunea Lumea Copiilor. Acum o să dau legătura colegilor mei. Iuliana Delis, aveți legătura!